Bună, fetelor, și bine v-am regăsit! Astăzi povestim despre parfumurile pe care le-am purtat săptămâna trecută. Vorbim despre parfumuri din colecție, dar și despre parfumuri noi, pentru că am niște decanturi pe care le-am primit și îi mulțumesc tare, tare mult persoanei care mi le-a oferit, pentru că am avut ocazia să descoper niște parfumuri minunate. Da! Am avut niște clipuri filmate în avans, așa că eu n-am mai filmat de mai mult timp și cu siguranță o să mă bâlbui astăzi, așa că o să trec la subiect, pentru că altfel cred că o să fac un intro din acela în care nici eu nu știu ce vreau să spun. Ok, haideți să începem mai bine și o să încep cu parfumul pe care îl port astăzi. Este vorba despre Bianco Latte, un parfum genial, un gurmand perfect. Este gurmandul perfect pentru mine și este un parfum cu caramel, miere, vanilie, mosc. Eu aș putea să spun că toate acestea sunt pe o bază de frișcă. Este un caramel lăptos, mieros, este un caramel fin, este un parfum fluffy și dulce, care îmi place la nebunie. Deci aș putea să-l port tot timpul. Tot timpul. Este minunat parfumul acesta. Dacă vă plac parfumurile gurmande, cu siguranță o să-l adorați și pe acestea. Știu că părerile sunt împărțite, dar eu vă spun că îl ador. Îmi place foarte mult parfumul acesta și chiar l-am folosit destul de mult. Îl port și astăzi, îl port cu mare plăcere și da, o să-l port în continuare până când nu o să mai pot să-l port pentru că o să mă sufoc de la căldură. Deci până atunci o să-l port. Următorul parfum pe care l-am purtat și despre care am primit întrebări este Blanche Bête de la Le Liquide Imaginaire. Ei bine, am pus o poză cu această sticluță pe Instagram și toată lumea m-a întrebat dacă este un decant. Da, este un decant. Eticheta am făcut-o eu pentru că sunt cam obsedată după sticlele parfumurilor și atunci când am un decant vreau să arate bine și arată foarte bine, după cum vedeți. Nu știu ce s-a gândit lumea, poate s-a gândit că este o clonă ceva, dar nu, este un decant de Blanche Bête pe care l-am purtat și de care sunt foarte încântată și haideți să vorbim puțin despre el, pentru că am primit întrebări în legătură cu acesta. Pentru mine parfumul acesta, așa, în mare, este un parfum care miroase ca și o cremă de corp albă, cozy. Este un parfum feminin, lemnos, moscat, puțin dulce, deci puțin dulce, și lactonic. Este un parfum frumos care proiectează și persistă foarte bine. Nu este genul acela de bombă parfumată, nu este o bombă, dar eu l-am simțit mult timp pe mine, m-am simțit foarte bine să-l port și confortabil așa, ca și cum aș fi stat într-o păturică pufoasă și parfumată. Mi se pare un parfum potrivit pentru tot anul, genul acela de parfum pe care, nu știu, să-l porți când nu știi ce să porți, când nu vrei un parfum prea floral, când nu vrei un parfum prea dulce, când nu vrei să ieși în evidență, da? Pentru că mi se pare așa un parfum neutru, dacă aș putea să spun așa. Este plăcut, este lemnos, este moscat. Mă așteptam să fie mai dulce. Chiar mi-l imaginam pe Blanche Bête ca fiind un parfum fluffy și dulce și curat în același timp. Mă gândeam un pic că seamănă cu Bianco Latte, dar nu atât de dulce și nu atât de nu gurmand. Deși, sinceră să fiu, mă așteptam să fie ceva mai mai dulce, mai dulce. Da, mi-l imaginam un pic la fel de fluffy ca și pe Bianco Latte. Dar nu este așa și e bine că nu este așa, că până la urmă mai rar găsești un parfum curat, lactonic, elegant și bun în același timp, iar Blanche Bête chiar este un parfum bun. Nu este neapărat un parfum fluffy, aerat așa. Mi se pare
Lemnos, dens, lăptos, foarte puțin dulce, dar e frumos. E frumos, este foarte frumos. Oricum, nu este un parfum pe care să-l cumperi blind, nu, niciun caz, dar testați-l. Dacă sunteți în căutarea unui parfum curat, alb, cozy, elegant, dar curat, nu la modul săpunos, în niciun caz, deci departe, da, este un parfum care miroase ca o cremă de corp albă cu lapte, o cremă luxoasă, o cremă scumpă și este foarte frumos. Și să știți că cine mi-a dat mie acest decant, îl purta în momentul în care ne-am întâlnit. Eu s-a luat cu această ocazie, știu că se uită la mine și îl purta și am simțit în aer mirosul acesta și să știți că se simte foarte frumos și cumva este în jur un aer de femeie frumoasă. Chiar așa l-am simțit. Așa se simte în aer, de femeie îngrijită și frumoasă. Este un parfum frumos. Recomand să îl testați. Sinceră să fiu, cred că mi-aș dori un parfum de genul acesta să-l am în colecție și să-l port atunci când nu vreau să port un parfum dulce, floral. Deci, da, este un parfum cum puține am întâlnit de genul acesta. Un alt parfum pe care l-am purtat este acest I Don't Need a Princess by My Side to Be a Princess. Un parfum cu bezele, un parfum dulce, cu o deschidere proaspătă, un parfum pe care îl ador. Îmi place cum se simte în aer, îmi place să-l folosesc, este genul acela de parfum care este gurmand, dulce, dar nu prea dulce, nu este leșinător, nu este... Mi se pare că este bun și de purtat în perioada ceva mai caldă, deci cumva este... are o deschidere proaspătă, citrică, un pic verde și se dezvoltă fluffy, bezelos și gurmandicios. Dar nu este prea mult. Mi se pare că este parfumul perfect pentru mine pentru a-l purta tot anul. Da, este un parfum foarte frumos pe care îl port cu mare plăcere. Din nou, singurul defect al acestui parfum este prețul și cred că și faptul că nu prea se găsește mai nou. Mai nou, nici nu știu. Dar eu așa cred că nu prea se găsește el. E minunat parfumul acesta. Următorul parfum pe care l-am purtat este La Fenice de la Merchant of Venice. Voi știți că l-am luat acum mult timp, nu foarte, foarte mult, dar da, a trecut ceva timp de când l-am luat, cred că l-am luat la sfârșitul toamnei și l-am pus în dulap pentru că mi s-a părut că nu se potrivește cu iarna, deși este un parfum vanilat. Printre vanilie răsar niște flori pudrate și mi s-a părut că este un vanilat delicat, feminin, care este numai bun de purtat primăvara. Asta pentru că nu este prea mult. Este vanilat, este dulce, v-am zis, are o floare de migdal foarte, care îi dă o eleganță. Mie mi se pare floarea de migdal așa că oferă o eleganță și este un parfum dulce, dar nu foarte dulce. Vanilat, floral, cu vanilie și flori pudrate, are și heliotrop, este ușor migdalat. Este un parfum frumos și simplu. Nu este un parfum complicat, dar este foarte frumos, este delicat, este feminin, este elegant și vă recomand să-l testați. Mi-aș mai cumpăra parfumuri de la The Merchant of Venice, aș vrea să mai testez, aș vrea să mai testez mandarin carnival, să ne pregătim și noi de vară cu niște bunătăți, ca să zic așa. Acesta e frumos și mi se pare că cel mai potrivit este primăvara, adică un parfum vanilat pentru primăvară, pentru că are niște flori pudrate și este dulce, dar nu foarte dulce. Hai să zicem că este un buchet de flori pudrate cu vanilie. Da, exact așa. Și are o vanilie interesantă, adică nu este un parfum plictisitor sau comun, nu. Dar nu este niciun parfum complicat. E frumos, e plăcut și este foarte purtabil, adică nu este nimic ciudat. E un parfum foarte frumos. Un alt parfum pe care l-am purtat și este tot un decant este acest Killian Smoking Hot.
Este un parfum pe care voiam să-l testez pentru că se duce în zona aia de Angel Share. Ca și categorie olfactivă nu este la fel, dar mi-a plăcut foarte mult Angel Share și eram curioasă să-l testez și pe acesta. Și da, este un parfum tot așa intens și sexy. Foarte frumos parfumul, foarte, foarte frumos. Și m-a impresionat la capitolul persistență și proiecție. Deci este bombiță, este bombiță. Nici dacă vrei să scapi de el, nu scapi. Nu scapi. Are o deschidere fructato-afumată, dulce, și apoi apare un tutun dulce. Eu acum o să vă spun la ce mă duce pe mine cu gândul. Deci mă duce cu gândul la turtă dulce. Turtă dulce cu multă miere. Deci așa miroase mie. La început este mai fructat. Este mărul acela, nu știu, afumat. Este un miros foarte interesant și plăcut. Și apoi apare tutunul acesta care este mieros. De asta vă spun, de fapt, în general, pe mine parfumurile cu tutun, parfumurile dulci cu tutun, mă duc cu gândul la turtă dulce. Și cred că mai este și cel de la Dior, Tobacolor, care și el m-a dus cu gândul la turtă dulce. Nu știu, acesta mă duce cu gândul la o turtă dulce de casă, nu toate porcăriile. O turtă dulce de casă cu multă, multă miere. Deci miroase foarte bine. Miroase foarte bine și da, v-am zis că mă duce în acea zonă ca și Angel Share, doar că acolo avem un rom dulce, aici avem un tutun dulce, deci nu sunt la fel. Dar este frumos, este frumos și persistă și proiectează extraordinar de bine. Este genul acela de parfum pentru perioada rece, zic eu. Clar l-aș purta în perioada rece, mi se pare foarte potrivit pentru luna decembrie, de exemplu, pentru că mă duce cu gândul la turtă dulce și la perioade din astea mai agitate sau la evenimente. E foarte frumos. Foarte frumos, vă recomand să-l testați, deși noi ne pregătim de primăvară și de vară, ce să zic. Nu mi se pare că mai este perioada potrivită pentru el, dar e frumos, e foarte frumos, cel puțin pentru mine. L-am purtat și pe minunatul acesta de la Kylie, Eden Sparkling Lychee 39. E un fructat superb, un parfum pe care îl văd foarte potrivit pentru vară, pentru că este dulce, dar nu este foarte dulce și are o aromă foarte plăcută, foarte plăcută. Gurmandicios, așa aș putea să spun, nu știu, mă duce cu gândul și la o gumă de mestecat, să zic așa. Doamne, cât de frumos miroase! Este proaspăt, este sparkling, este fructat, este dulce, dar nu foarte dulce. Mi se pare parfumul perfect pentru vară, parfumul fructat perfect pentru vară, când vrei un parfum proaspăt, dar să nu fie citric. Cred că mai degrabă și eu aș alege un fructat de genul acesta și nu un parfum cu lămâie. Deși am în colecție parfumuri citrice care îmi plac foarte mult și pe care o să le port, chiar mă gândeam dacă să mă îndrept către o sticlă full size, de aceea l-am și purtat, să văd cum mă mai înțeleg cu el. Nu am prea fost atentă cum proiectează, cum persistă. Din nou, am uitat de treaba asta, dar o să-l mai testez și o să vă spun la un moment dat dacă o să-mi iau o sticlă full size sau nu. Nici nu este încă perioada lui după mine, adică îl văd foarte potrivit pentru tot anul, pentru că este un parfum dulce și plăcut, dar nu foarte, foarte dulce. Destul de proaspăt în același timp. Și pentru mine, de fapt, eu l-am luat cu gândul să-l port în perioada caldă. Și de asta mă gândeam
dacă să iau o sticlă full size sau nu, am vrut să văd cum persistă, cum proiectează, dar încă nu m-am lămurit, o să revin cu siguranță cu impresii, oricum este un parfum foarte, foarte frumos, îmi place, îmi place mult, mult de tot. Un alt parfum pe care l-am purtat, tot așa un decant, este acest Gourmand Coquin de la Guerlain, din gama Elixir Charnel, ceva de genul. Are o sticlă simplă și frumoasă și parfumul este unul cu ciocolată și cacao și cu rom, deci este un parfum gurmand și buzi foarte frumos, foarte frumos. Acesta rămâne cel mai finuț, cel mai plăcut parfum cu ciocolată, gurmand și buzi, dar totodată parfum. Adică nu se duce într-o prăjitură, nu miroase doar a ciocolată. Rămâne la stadiul de parfum și asta îmi place foarte mult la el. Pe hârtie se simte ceva mai buzi, dar purtat parcă e și cumva așa bombonicios. Deci este atât de frumos parfumul acesta. Și să știți că l-am purtat destul de mult, am avut plin acest decant. Dar nu ai nevoie de foarte mult, persistă foarte bine, proiectează, este un parfum bun, este un parfum de calitate, finuț, plăcut. Știți că eu în ultima perioadă m-am îndreptat către parfumurile buzi și am început să mă obișnuiesc cu ele chiar și să-mi doresc în colecție. Cred că odată cu Angel Share m-a apucat pe mine febra aceasta cu parfumurile buzi, dar acesta chiar este un parfum foarte frumos cu ciocolată și da, din ce am testat până acum, acesta este preferatul meu pentru că nu este o ciocolată din aceea cremoasă, nu, este un parfum gurmand, buzi, elegant și v-am zis, îmi place că rămâne la stadiul de parfum și nu se duce înspre un desert. Da, nu ai nevoie de foarte mult, dar și sticluța aceasta este foarte bună pentru că nu stropește, are un pulverizator destul de fin și da, i-am făcut etichetă pentru că nu aveam cum să las sticla asta să fie simplă, deci nu este un simplu decant. Asta îmi place mie să fac, să pun etichete și să le fac așa drăguțe și să știți că le scot la imprimantă și le lipesc cu scoci, cam asta e tot. Dar le lucrez în Canva ca să fac eu așa niște frunzulițe pe aici. Și apoi scot la imprimantă și tot editez până ajung la eticheta potrivită, ca să zic așa. Miroase foarte bine parfumul acesta, dacă aveți ocazia să-l testați, testați-l pentru că este minunat. Dacă vreți un parfum cu ciocolată și buzi, dar nu foarte buzi, adică mi se pare foarte bine făcut, echilibrat, frumos și o să-l port cu mare plăcere în continuare. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi este Miss Dior Absolutely Blooming. Un parfum discontinuat, cred eu. Am aici o cantitate cât să mă dau toată viața cu el și mai am o sticlă ca să fie. Este preferatul meu dintre toate pentru că acesta, de exemplu, care mai era? Blooming Bouquet este unul fresh, floral, nu foarte intens. Acesta este fructat și dulce și eu când îl port parcă simt și ceva prăjiturică acolo, adică este ca o prăjiturică cu fructe, dar se simt și flori, avem bujor și trandafir, nu mi se pare că este dus în zona aia de parfum roz floral fresh. Acesta este mai fructat, mai dulce, mai intens, mai prăjituros să zic așa, dar nu vă gândiți că este un parfum gurmand. De fapt, nici nu știu de ce vă mai spun treaba asta, pentru că poate voi îl știți mai bine decât mine. Da, este un parfum frumos, este dulce, este intens, este dens față de Blooming Bouquet, pentru că pe acela chiar l-am mirosit mai devreme și de aceea îmi vine acum în minte.
E frumos parfumul acesta și mă bucur să îl am în colecție. V-am zis că mai am o sticlă pentru că este preferatul meu dintre toate. Au mai intrat în colecția mea niște parfumuri Miss Dior și o să discutăm despre ele la momentul potrivit pentru că sunt ceva mai proaspete. Sunt mai potrivite pentru perioada caldă, vară, primăvară. Și acesta mi se pare potrivit și în perioada rece pentru că este mai intens, este mai puternic, persistă mai bine decât toate cele pe care le am și mă bucur de el foarte mult. Da. Ei bine, cam atât pentru astăzi. Spuneți-mi și voi ce parfum purtați astăzi, ce v-ați mai cumpărat pentru că nu prea am mai vorbit în ultima perioadă. Așa a fost o perioadă în care simt că m-am deconectat puțin. De fapt, puțin mai mult și știu că au rămas și niște comentarii la care nu am răspuns, dar a fost o perioadă mai neplăcută, mai grea și da, am fost destul de aeriană, să zic așa. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă și dacă vă întoarceți pe canalul acesta, dacă vă place ceea ce vedeți și dacă vă plac parfumurile, puteți să vă și alăturați dacă doriți să susțineți acest canal și să vedeți și niște clipuri suplimentare care nu sunt foarte multe, asta pentru că postez destul de des, dar sunt și noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!